zilele următoare urmează și un clip cu Sorescu. Și iar suntem la un punct de par. Sperăm să rămânem așa. Bine! Miculescu, fază de mondiale! În meciul viitor o să-l vedem pe Cristea titular. Că mă întreb pe mine foarte bine că a faultat Daua, că măcar am scăpat de fază. Nu e nici penalti și au ratat acum lovitura liberă. Deci fix același meci a fost și când am pierdut titlul cu Faru, tot la fel. Am condus toată partida, am făcut Andrei și la un ultimul minut luăm gol. Hey, yo! Ne pregătim de... Dime încet. Ne pregătim de Steaua Farul în această seară. Avem șansa de a ne apropia de echipa regelui Hagi la un punct, dacă câștigăm, numai dacă câștigăm. Eu am speranțe, mai ales că Farul vine după o înfrângere cu 3-0. 3-0 dă și Steaua în seara asta. Zici tu? 3-0 nebunie. Zici tu 3-0. Deci tu zici 3-0 în seara asta pentru Steaua. Octavian Popescu dă gol frumos de afară. Zici? Îl simt cu aia, de afară, e bine râns. Tavi, ai auzit ce a zis Dani, hai cu golul, haideți băieți și hai la stadion. Vino să te alături nouă la fotbalteamgame.com, un joc de fotbal gratuit unde poți fi manager. Se joacă doar pe browser, unde poți simți emoția ligilor online, unde îți poți crea echipa, îmbunătăți stadionul, personaliza sportivii și chiar îi poți antrena. Deschide pachete pentru a le colecta, poți face upgrade-uri și schimba articole. Dacă te registrezi pe linkul din descriere, primești 200 de puncte de energie la început. Te așteptăm cu drag la Football Team Game. Nu știu dacă este bun, din prisma faptului că am ajuns cu 10 minute înainte de începerea partidei. Sperăm noi să nu se respecte regula de bază. Cred că e pentru prima dată în care văd galeria celor de la Farul într-un număr atât de mare și destul de gălăgioși. Tabi, pe lângă. Nu mă, că el marchează din afara careului, ca așa ai zis. Da. Are, are! Victorie!
Steaua-i pe gazon. Se bate aia acolo. Farul a venit să se apere și să joace doar pe contraatac, adică faze de genul. 1-2, liber cu portarul și la revedere. Chiar voiam să vă spun să vă uitați bine la Sturescu, că o să-l vedem pe canalul Hai la Stadion în câteva zile. Se pare că aș rata. Ia mai să ne riscăm! Ninja la noi! Cam supărat domnul Hagi, nu știu pe cine era supărat. Hai că trebuie să intrăm acum, cum v-am obișnuit. Hai, Hagi, George, ai zis că-l cheamă, nu? George. Să-mi bagi degetul în cameră. Vezi că asta filmează în continuu, lăsa. Filmează în continuu, lăsa. Thank you.
Ce poți să vedeți dimineața? Yes, ala, e rău de tot. Haide, câine, bagă-te pe aici, așa. Zic, 1-0 Steaua, vă spun sincer că n-am văzut golul, pentru că eram înăuntru. Discutam detaliile clipului cu Sorescu, care va veni cât de curând. Steaua deschide scorul în începutul primei în începutul reprindei a doua. Hai, mă apuc. Bine, tată, bine, 1-0.
Adevărat, gol frumos. Mișto golul. 1-1. No, lovitură liberă, ce poți să faci? Nu e ca și cum s-a greșit în apărare sau ceva de genul. 1-1, mai avem timp să punem încă un gol pe tabelă și să fim în avantaj până la finalul meciului. Frumos golul lui Alibek, dacă Alibek a marcat. Penalti Steaua! Cum am și zis, avem timp și avem șansa să ducem scorul la 2-1. Companio are mingea în mână, se află la 11 metri și se pregătește să execute lovitura de la 11 metri. Mihai Popescu face penalti. Să vedem dacă și VAR-ul este de acord cu decizia arbitrului. Da, bă, da, 2-1! Eu cu Dani chiar vorbeam acum că simțim că ratează Companio, dar nu! N-a ratat, Steaua face 2-1! Bine, mă, n-a durat foarte mult avantajul și iar suntem la un punct de par. Sperăm să rămânem așa. Mondiale. Bravo, băi, tată, și-a câștigat locul în primul 11. 3-1. 3-1. Și Tavi Popescu marchează și el, cum ai zis, Nănuțule, și tu. Hă? Dinăuntru, da. Așteaptă verificarea VAR, pentru că Omrani cred că era într-un fel spus de offside și l-a împiedicat pe fundașul farului să ajungă la Miculescu. E ceva ciudat, dar cred că asta se așteaptă. Da, mă, da. Cum am zis, băi, băiatule, bă, s-a băgat Omrani în față. De acolo Miculescu, ce? Aceeași chestie? A, da, 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 da. Da, da, City cu United, că ne-a întors scorul United. Incredibil. Bravo, da! Bravo! Târnovanul e la locul lui în continuare. Pa. Ha. 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 Alibek, ce încearcă Alibek? Și să nu uităm că Alibek a marcat fix din poziția aia la meciul cu Victoria Pulzen de acum câțiva ani. Fix din aceeași poziție și tot lovitură liberă. 10.320 de spectatori, că nu prea se vede pe tabela aia, sunt în această seară prezenți pe Arena Națională alături de Steaua. Ce-a făcut, mă? Băi! Băi! Incredibil, așa ceva greu. Bă, gafează amândouă. Toi de viața mea și răniții mei. Stam și dau agreșez la ult. Au, în ultimul minut se poate. Nu se poate, bă, băiat. De meciul viitor o să-l vedem pe Cristian titular.
și mie să nu stea și două etape. Da, oameni. Mă întreb pe mine foarte bine că a fault Tatawa, că măcar am scăpat de fază. Nu e nici penalti și au ratat acum lovitura liberă. Acum să ne apărăm. Asta e ceea ce contează foarte mult, să ne apărăm. No, no! Bravo, bă! Yes! Uite, băgate-i pe bote azi! Dă-te! Hai de viața mea, o egalatul ăștia! Dă-te! Efectiv! E incredibil, e incredibil. Deci fix același meci a fost și când am pierdut titlul cu Farul, tot la fel. Am condus toată partida, am făcut Andrei și la un ultimul minut, long goal. Ia bă, nu, nu, e incredibil. E incredibil. 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 Incredibil așa ceva. Incredibil. Nu pot să cred. Incredibil. Incredibil, bă, incredibil. Bă, nu se poate, bă. Nu se poate, bă, așa ceva! Dă-le, bă, galben la toți! Dă-le, galben la toți, nu? E chiar așa, nu? Incredibil! Bă, nu pot să fie bine. Doamne, nu pot să fie ce se întâmplă. Cafe în lanț, salutam și salut Daua după roșu, ne egalează, după fac 3-2 în minutul 90. Efectiv pentru pariori, cred că... Ai, dă, nu pot să cred ce se întâmplă. Ce putem să spunem decât hai la stadion și ne repetem la următorul meci de la Cluj și zilele următoare urmează și un clip cu Sorescu. Nu pot să cred ce se întâmplă. Thank you.